Macca, lucru în Macad. În primul rând, se începe cu trasarea unor funcții. Aici, dacă vrem să facem derivate, avem pentru derivate calculator, avem nevoie pentru trasarea funcțiilor. Ne așezăm de ce avem nevoie pentru funcții să trasăm grafice aici, de la butonul acesta, și avem funcția fx, punem paranteză, atenție, la aici, la egal, ăsta e două puncte și egal. Dacă nu se face treaba asta, e mai greu. Linia de fracție, sus este x minus 2, supra 4x minus 3. O funcție oarecare, 4x minus 3. Aici trebuie să știm domeniul maxim definiție. X-ul, unde trasăm graficul, pe ce interval. Și punem așa, totdeauna se scriu în progresie aritmetică. Să zicem, de la minus 100 virgulă, a doua e minus 99 și minus 99, iar aici la punct și virgulă se dă, se apasă pe punct și virgulă și îmi dă la progresia aritmetică puncte, puncte până unde vreau, până la 100. Deci practic avem 200 de puncte și am aici graficul, jos este x-ul la orizontală, aici este funcție fx, ca să știe ce să traseze, fx, și îmi trasează diagrama. O măresc. Format grid. Dacă ne uităm aici, y egal cu 1 supra 4 este asimptotă orizontală la ramura plus minus infinit, iar x egal cu 3 supra 4 este asimptotă verticală. Deci aici, deci în jurul asimptotei verticale, sunt aici o infinitate de puncte, depinde de puterea calculatorului. De aceea eu leacă probleme, dar trebuie să, da, să înțeleagă, să, cu cât aici o să dăm mai mic intervalul, cu atât o să fie mai clar. Da, se vede că asta este asimptota verticală. Deci face calculatorul tot, dar omul, inginerul, trebuie să stăpânească, să știe, să interpreteze. Adică nu înseamnă că nu mai trebuie să cunoască absolut nimic. O codăm mai așa, să vede cum se duce aici limită la stânga în punctul x egal cu 3 supra 4, la asimptota verticală se duce la plus infinit, iar aici se duce la minus infinit. Deci punctul de aici este 3 supra 4 minus infinit, iar aici e 3 supra 4 plus infinit. Iar aici este punctul minus infinit 1 pe 4 și aici este, este infinit și 1 pe 4. Punctele de la infinit ale funcției. Acum se poate lua, copia, iar domeniul o să-l punem aici minus 20 minus 20 urmă minus 0.5 până la 100. Luăm iar ca să facem al doilea grafic. Deci am copiat să facem al doilea grafic, am schimbat domeniul, în domeniul de definiție, adică am văzut, să vedem cam să le mai schimbă. Așa,
Uitați-vă ce alură o căpătat funcția. Deci aici ar fi bine, adică să dăm la 10, că nu prea. Cinci sunt prea puține, să punem 0,05. Deci nu prea seamănă, dacă schimbăm aici, nu prea seamănă graficul. Să fim foarte atenți, adică trebuie de știut cum arată, da? Și trebuie să ocolim punctele de la infinit. Dacă dăm de la 50, deci aici avem funcție fx. X-ul, domnule, maxim definiție, X, mă uit aici, egal cu așa, deci o să punem, o să ocolim pe 3 supra 4 și o să punem de la 2, următoarea, deci virgulă, cât este în progresie aritmetică, deci o să vină 1.95, nu, 2.01, deci dăm zecime, până la punct și virgulă, hai să mă duc până la 50. Se trasează graficul, în cazul ăsta, punem aici x-ul, funcția fx, deci este mai mai lățește o valoare mai corectă, 3. Format, să dăm gridul să vadă și pe X și pe Y, să se vadă mai bine. Deci pe acest interval, la 2 până la 50, graficul funcției nu mai suportă alte modificări și se vede, pentru că nu mai avem asimptotele, asimptotele verticale și asimptotele orizontale sunt cele care distorsionează, care îngreunează calculul. Deci în acest caz, în cazul 2, aici se renunțe, bine să se renunțe, da? Iar în acest caz 3-ul, deci o reprezentare mai destul de bună și prima, în prima parte, dar trebuie să se știe cu asimptotele verticale, orizontale, altfel inginerul nu are acces la multe cunoștințe, vede și nu știe ce se întâmplă aici. Cu cât există un calculator mai performant, cu atât graficul mai bun.